Inginerul are viață veșnică. 25 de ani de întuneric, după aia mai stă 5 ani la lumină și se întoarce. Singura opțiune acestei zone este închiderea și eradicarea totală. Eu cred că șansa minei Petrila este o șansă culturală. Drumul spre lumină trece prin uzină. Mina asta a avut 4500 de angajați. Și trecând pe lângă ruine, ce să vadă? Nu se mai vadă nimic. Clădirea asta am reușit să o smulgem din ghearele demolatorilor. Dar soluția tehnică nu este unică. Dar nu suntem în putin absurd deloc. Toate să rămână în picioare. Bine, ce rog, că statului român nu s-ai mei bani. Tot ce nu dărâmă este un ban în minus pe care ei primesc. În 3 ani de zile, o singură dată n-am fost întrebat, bă, ce vreți, cum vreți? Adică totul a fost așa o luptă de gherilă. Hai, așa! Cu asta am încheiat mineritul la Petrila.